Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela, o nouă emisiune Tarotela special făcută pentru berbeci, cei cu soare, lună, Venus, ascendentul de nord în berbec. Emisiune, etalare foarte generală, pe luni, pentru anul 2022, pe care suntem în perioadă de creștere lunară, da? Crește energia până spre lună plină. Ce nu vă convine, puteți să ștergeți de pe lista de manifestări. Ce apare frumos, puteți să treceți pe lista de manifestări, că poate nu ați trecut încă și vă inspiră această etalare. Încă, de fapt, oricând aveți puterea să manifestați ceva sau să nu manifestați. Dar în mod special, acum la trecere între ani, la început de an, din veștile pe care le aflați, despre potențialele pe care le veți manifesta în anul care vine, alegeți. Alegeți de la mine, de la colegii mei, pe care probabil că îi mai ascultați în stânga, dreapta. Fiți, dragii mei, folosiți-vă discernământul în mod special în acest an. Sper să vă dau vești bune. Mă simt bine. În timp ce am amestecat setul de cărți pe care îl voi folosi și clarificator, just in case, în mod special a vrut să se arate valetul de monede. Valetul de monede reprezintă o persoană care studiază. Studiază o nouă cale cum să ajungă într-o zonă în care își poate, se poate manifesta, se poate bucura de abundență și de stabilitate. Își poate manifesta niște abilități, niște calități într-un mod înțelept, poate fi generos cu ceea ce a căpătat în acest parcurs, în această perioadă de studiu, de construcție și de stabilizare. Valetul de monede poate să însemne un proiect sau proiectul acela să fiți chiar voi. Da, l-am modul citesc un pic altfel că e la modul general. La capătul setului de cărți aveți 5 de spade, eremitul, justiția, 6 de cupe și marea preoteasă având în spate lumea. Deci lăsați o lume în care a trebuit să discerneți între o lecție foarte importantă spirituală și un suflet pereche care ori a fost secretos, ori a creat confuzii, ori a avut fiind secretos în general sau secretos față de voi cu această mare preoteasă, dar lecția în sine v-a învățat, o, Doamne, abia aștept să vă vorbesc despre 2022, v-a pregătit. Acum rămâne de văzut dacă ați și învățat. V-a pregătit pentru anul acesta care vine, în care va trebui să faceți niște decizii, să alegeți lucruri foarte importante, să faceți niște, da, s-a zis bine, da? Să faceți niște alegeri foarte importante. Ce e foarte interesant este că încă sunteți în conflict mental în legătură cu această lecție, cu această însingurare, dar conflictul mental este în înțelegerea, analiza karmei, a dreptății, ce este drept, ce nu este drept. Posibil ce nu înțelegeți, din acest motiv apare și conflictul. Veți înțelege la un moment dat, în timp, sau nu veți înțelege niciodată dacă nu încercați să vedeți și în spatele imaginii pe care sau poveștii pe care ați trăit-o. Mulțumesc de inspirație. În plus, ce-a mai apărut? 5 de monede. Dacă aveți probleme financiare, să știți că nu sunteți singuri, suntem la început de criză financiară. Da, dacă aveți, vă consumă, dar dacă aveți probleme financiare, trebuie să vă implicați total cu faetonul ca să o dregeți. Implicare totală, consum de energie, mai ales că sunt și poate fi în criză financiară, și oportunități mai puține decât de obicei, dar asta este o lecție. În plus, dacă vă simțiți abandonați sau v-ați simțit abandonați într-o situație, poate să fie și profesională, și familiară, și sentimentală, dar într-adevăr ați consumat multă energie în această perioadă în care v-ați însingurat, cineva v-a abandonat sau da, nu v-a lăsat în niciun caz într-o postură fericită. În subconștientul vostru aveți acest faeton. Știți că trebuie să mergeți mai departe. Știți. Rămâne de văzut dacă și faceți. Dacă și faceți. Și, dragii mei, știți că înainte de faeton este arcana îndrăgostiților, care, printre altele, reprezintă nu doar îndrăgostiți, ci și o alegere importantă în dragoste. Alegeți. Alegeți. Ce alegeți?
alege să așteptați sau să mergeți înspre destinul vostru. Și cum mergeți înspre destinul vostru, dragii mei berbeci? Nu uitați că noi avem, în principiu, avem această putere de a ne crea destinul. Vi-l creați și voi sau vă lăsați... ar fi frumos. Ar fi frumos. Influențați de destin. Nu, de altă, eu vorbesc din perspectiva manifestorului, pentru că eu sunt manifestor și... când vreau să fac un lucru, îl fac. Mai devreme sau mai târziu, tot îl fac. Așa, hai să mă amestecăm odată. Soare, lună, Venus, ascendent, iar tot aici s-a oprit. Nodul Nord în o nouă lume în care creați ceva. Sau vă creați o nouă lume în berbec. În mod special soare, dar posibil să fie valabil și pentru alte aspecte. Dar în mod special, măi, dar tot aici, nouă lume, da? Nouă lume creăm. Hai să vedem. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul Nord în berbec, 2022, etalare destul de generală, foarte generală, pe luni. Și vedem ce mesaje primim. Odată, de două ori, a trei ori tăiem. De trei ori. Aveți încredere în voi. Deci, ianuarie, încă stați pe loc, dar stați ca să găsiți o nouă perspectivă, ca să vină inspirația. Ianuarie, februarie, probabil că vine inspirația, martie, interesant, martie, aprilie, mai, iunie, vedeți în principiu? Da? Vedeți în principiu. Da? Iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie. Începeți anul, ia uitați, iar ea nu știu câte ori ați văzut cu ochișorii voștri, se pune de o nouă lume, da? De un nou capitol în viața voastră. Ideea este că începeți anul în această postură, încă legați sau după, eu cred că încheiați un ciclu în care ați stat pe loc, într-o situație, v-ați simțit blocați, dar poate chiar sacrificați unii dintre voi, unii v-ați sacrificat, depinde și ce planete aveți, pe unde le aveți, unii poate sunteți mai bătăioși, alții mai... empatici, sunt și berbeci foarte sensibili, da? Care au trecut prin situații care i-au pus să se, da? Să se întrebe. De ce stau așa? De ce nu mă pot mișca? Poate faceți yoga. Ar fi minunat. Asta v-ar ajuta să vă găsiți întrebările mai repede. Dar o idee vine. O idee vine și eventual cineva vă inspiră ori într-un mod necunoscut, aș spune, pe calea subconștientului, sau poate aveți niște vise foarte importante. Ce este foarte fain este că în februarie apare împăratul. Cred că are legătură cu această nouă realizare despre ceea ce aveți de făcut în acest nou capitol și această lume. În această nouă lume, ideea este să vă guvernați pe voi. Sunt și berbeci care... s-au lăsat conduși, manipulați sau s-au sacrificat din diferite vari motive. Important este că ceva primiți ca și vibrație și vă regăsiți stabilitatea. Dar e o mișcare de aproape 180 de grade. E o mișcare de aproape 180 de grade. Și primiți interesant, vedeți, aveți inspirația în februarie, aproximativ, mai mult sau mai puțin, să creați această nouă lume. Lumea e aici și aveți și globul. Asta poate să însemne foarte mult. Poate vă dau un exemplu, pentru că voi veți vedea cum se manifestă acest împărat în care voi vă creați regulile voastre. De exemplu, vă dau un exemplu, ca să nu intrați, să nu aberați, scuzați-mă, dar ăsta e cuvântul, că uneori lumea
nu înțelege vibrațiile acestor cărți și acestor arcane. Acest împărat, da? Este dorința voastră de stabilitate, de a vă crea această nouă lume, de a vă guverna această lume, nu musai asta în care stăm, asta pe care o creați, după regulile voastre. Ce înseamnă asta? Având acest glob în mână, înseamnă că unii dintre voi puteți să faceți o afacere online care să aibă mare succes, care să vă aducă stabilitate financiară, să vă dea stabilitate, am zis, da? Abundență și un sentiment că voi, în acea lume, în acea afacere, voi faceți regulile. Dacă sunteți șefii acelei afaceri, evident că voi creați, da? Tot programul după care ceilalți ar trebui să lucreze, să danseze. Asta nu înseamnă că în viața de zi cu zi deveniți tiran, Doamne, ferește, nu. Însă acel sentiment de stabilitate, acea abundență financiară pe care o puteți găsi prin, eu știu, proiectul respectiv despre care tocmai am vorbit, da? Posibil online, da? Aceea să vibreze, sentimentul ăsta de stabilitate să vibreze, scuzați-mă, și în viața cotidiană. Și atunci să vă simțiți un pic dezlegați de această, de experiențele anterioare, da? Și să vă simțiți mai confortabil. În martie-aprilie, aș spune, deși nu sunt exacte datele, aici sunt cărțile puse pe luni, dar v-am explicat de nu știu câte ori că la nivel universal, calendarele nu sunt fixe ca la noi, da? Energiile se întrepătrund, dimensiunile în care trăim, realitățile în care trăim, întrepătrund, da? Și pentru unii acestea se pot manifesta mai repede, pentru alții mai greu, sau pot să alterneze felul în care se vor manifesta. Poate nu găsiți în februarie acest, nu manifestați în februarie acest împărat. Se va mai manifesta mai târziu. Dar primiți totuși ideea cum să deschideți ceva, o nouă cale, cum să vă găsiți autonomia sau cum să o manifestați. În martie, probabil că mai ales sub semnul vărsătorilor și a peștilor, da? Va fi o provocare la nivel spiritual. În ce sens provocare? Va trebui să reflectați mai mult la voi și la misterele lumii decât la lumea pe care o creați. Pentru că nu putem să mergem la foc continuu pe o singură, da, direcție. Trebuie să fim oameni complexi și, am zis, sunt viața noastră, mai multe lucruri se exprimă. Sau mai bine zis, ne exprimăm prin mai multe feluri, da? Aș spune, martie este important în creșterea voastră spirituală sau poate că unii dintre voi, în februarie, martie, într-un mod misterios, poate chiar și secretos, aș spune că ar putea să fie o colaborare între două persoane foarte diferite. Una nu musai autoritară, cât conștientă de puterea sa pământeană și cealaltă conștientă de puterile sale spirituale, paranormale, extra-pământene, da? Ar putea fi o colaborare. Sau, dacă nu e vorba de două persoane, ar putea fi completarea voastră. Pentru că în acest an trebuie să ne completăm în noi și apoi prin o altă persoană. Sau alături de, nu prin, alături de o altă persoană, mai întâi în noi. În aprilie vor fi niște vești, niște discuții care cred că nu vă vor place.
Pentru că vă tulbură vibrația aceasta înaltă, împăratul și marea preoteasă. Repet, că sunt cele două energii, masculin și feminin, pe care începe să le manifestați după un vis revelator, după o inspirație, după ceva specială. Și energia aceasta, cavalerul de spade, care apare în aprilie, veștile cuiva, dorința insistentă a cuiva de a comunica cu voi, de a manifesta eu știu ce, posibil să nu vă placă, pentru că în mai apare un 8 de cupe. Dorința de a lăsa în urmă ceva neplăcut. Posibil, repet, după cum vedeți și voi, energia aceasta care nu e tocmai cea mai grozavă, deși cavalerul de spade în sine are și el părțile lui frumoase, dar se pare că ceva nu vă place. Poate că vă tulbură pacea, reușiți să vă găsiți pacea după atâta sacrificiu și eu știu ce ați mai experimentat, abandon, suferință, da? De-abia vă regăsiți stabilitatea și fizică și interioară și probabil că cineva va veni să, nu știu, felul în care comunică, felul în care acționează, brusc, neprevăzut. După această mare preoteasă care reprezintă un salt cuantic aproape, da? Care l-ar putea ridica și pe marele preot, pe împărat, vibrațional. Cavalerul de spade ar putea să se lupte cu morile de vânt într-un anumit context. Repet, oricineva care are un fel anume de a se exprima, de a acționa, nu mai vibrează cu unii dintre voi și veți lăsa un pic. Îi veți lăsa un pic să se trezească, să se calmeze, să... Oricum, voi veți merge către 9 de cupe, da? 8 de cupe merge către 9. În mai, poate fi și Paștele, eu nu știu exact când este Paștele, dar că e aprilie, mai, iar e interesant că apare și un mare preot chiar sub ele, întâmplător sau neîntâmplător, da? E o chestiune de spiritualitate pentru mulți berbeci, care berbecii sunt ei cum sunt considerați, nu toți berbecii sunt așa și mai mult, așa în sensul de autoritari, mai mult, berbecii. Pentru că aici, da, este un berbec. Dacă reușesc să îmbine cele două cărți care țin de zodia peștilor, în mod special, și dacă aveți planete în pești sau în vărsător și pești, puteți să deveniți niște împărați profunzi. Împărați sau împărătese, dar împărat în sensul de energie masculină profundă, care în lumea pe care o creează își... impune într-adevăr regulile, dar regulile acestea sunt foarte înalte. De exemplu, loialitate, dreptate, da? Am dat un exemplu, sper să fie înțeles. Ce e foarte fain că după această detașare emoțională de niște cuvinte, niște vești, nu o să ai neplăcute, repet, care nu mai corespund cu vibrația unora, care sunt hotărâți să manifeste ori bărbatul divin din ei, și repet, colaborarea cu o mare preoteasă este de mare ajutor, sau femeia divină, să zicem, din voi. Dar în primul și în primul rând echilibru. Un echilibru adevărat, nu tiranic. De-aia am zis, cei doi pot să colaboreze foarte frumos și să creeze ceva special. În continuare, am zis în iunie, se schimbă energia, dar plecarea aceasta, detașarea aceasta de vibrațiile despre care tocmai am vorbit, va atrage sau manifestați, da, prin acele acțiuni, prin nouă decupe, pe dragostea de sine, pe care o veți... simți din ce în ce mai puternică și mai clară față de voi. Zic clară că la început nu e clar, după ce ieși din stagnare, din suferință, din abandon, din învinovățirea cuiva sau sentimentul de victimă altuia, nu e ușor să intri în 9 de cupe. De-aia este 8 de transformare cu suferință. O să fie 8 etape, da? La fiecare etapă mai lași o durere, mai lași o cupă. Nu e ușor. Dar ceva se mai schimbă, da? De fiecare dată se mai schimbă, după fiecare cupă se mai schimbă ceva. Și mai descoperiți ceva. E foarte fun. Ia uitați ce frumos vine. 8 cupe în iunie și iulie.
roata norocului și 9 de monede. Sigur, unii veți avea și niște rezultate financiare. Probabil pe această cale pe care vreți să o manifestați, a împăratului din voi, energia masculină divină. Și repet, și femeile au această energie masculină, dar frumos e să fie divină, să fiți protectori, să fiți politicoși, să fiți curajoși. Da. Nu violenți, nu... Cavalerul de spade poate fi destul de violent, nu impredictibil, nu. Oameni care știu ce vor, știu ce fac și manifestă la o vibrație înaltă. Așa simt. Și foarte interesant cum, vedeți cum s-au așezat cărțile, apare și temperanța sub împărat. Adică, să fiți împărați, împărătesc evident, nu contează, vorbim la modul simbolic, da? Energie. Ghidați de spiritualitate. Eu zic că această schimbare poate să fie și o întâlnire de destin, dar vorbim totuși despre voi, da? Așa sunt ghidată. Să vorbesc despre energia voastră. Eu știu la alte etaluri cum voi fi ghidată. Da? Veți lăsa în urmă poate un fel de a vorbi. Poate iar stați de vorbă cu cineva de înaltă factură sau o persoană blândă, spirituală. Aveți aici o influență spirituală foarte mare în anul care vine. Da? Și voi vă veți elibera de un fel de a fi în comunicare. Dar o să clarific câteva cărți, nu pe toate. Am zis, după această schimbare de direcție, de destin, începe să manifestați 9 de monede prin iulie, da? Să zicem, aproximativ, mai devreme sau mai târziu. Sau până la sfârșitul anului va fi și această manifestare. 9 de monede. Veți fi, poate unii dintre voi, singuri. Dar nu vă va mai păsa, pentru că veți avea realizări, veți avea spirite în jur sau oameni înalți, cu o minte înaltă și clară cu care veți putea comunica. Veți înțelege că dragostea, frumusețea nu este doar exterioară, nu este doar trupească, este mai mult decât atât. Și nouă este spiritual pentru mine. Da? Veți dori să explorați, este casa nouă, experiențelor de peste hotare, hotarele pe care ni le impunem noi, da? Și iar este foarte frumos dacă începeți în această legătură. Poate încă sunteți legați karmic de ceva, de o amintire, de ceva, voi știți, da? Foarte interesant s-a pus, da? 9 de monede. Păi extindeți universurile, oportunitățile, reușitele, mentalul. Și în continuare veți manifesta, fiind în această vibrație, veți continua să manifestați temperanță. Veți continua și vindecare. Nu mai pare frumos, nu știu, până acum nici eu nu mă așteptam să zic ce zic, dar vine frumos, mulțumesc de inspirație. Vine frumos această cuvântare. Veți continua această lucrare de echilibrare emoțională în voi, de comunicare cu îngerii, de curățare, de temperanță, de creștere în vibrație. Iar, probabil, ca această colaborare, prietenie sau ce-o fi cu cineva destul de diferit de voi, vă deschide noi oportunități, orizonturi despre voi, în voi, noi dimensiuni în voi pe care le puteți explora. În continuare, după aceste schimbări și reușite care vă dau încredere să continuați creșterea spirituală, să continuați curățarea, să continuați să comunicați cu îngerii și oamenii care au experiență în altfel de dimensiuni, în alte, da? Veți continua. Am văzut eremitul. Calea spirituală, sunteți într-o călătorie, vor mai fi momente de trezire, vor mai fi teste. Iar fecioară și pești, opoziția fecioară și pești. Dar aici este o analiză. Poate că iar unii dintre voi vă veți mai în singura, tocmai ca să vindecați și să vă găsiți adevărul.
Și veți găsi adevărul, veți înțelege niște principii, pentru că regele de spade este foarte înțelept, foarte inteligent. Și acele principii înțelese, după ce sunt căutate, evident, căutați răspunsuri și înțelegeți, pot fi aplicate iar în creșterea voastră spirituală, împăratul și marele preot. Și ia uitați cum terminați. În putere, în echilibru, veți fi mai puternici, dar nu, repet, nu așa cum v-ați obișnuit voi, foștii berbeci din lumea cealaltă, nu. În această lume, mulți berbeci, Doamne ajută să fiți cât mai mulți din abonații mei care manifestați această cale pe care eu am văzut-o. Doresc foarte mult să fiți în continuare alături de mine și să manifestați tot ce am povestit, pentru că mie personal, care eu sunt aici, în principiu, îmi place foarte mult cum s-au așezat cărțile și cum a venit mesajul. Am senzația că unii dintre voi deja ați ales sau urmează să alegeți, dar sunteți oricum, chiar dacă urmează să alegeți calea aceasta măreață, repet, într-un sens superior al cuvântului, nu sens egotic, ați fost inspirați sau urmează să fiți inspirați. Și sacrificiile pe care le-ați făcut și stagnarea o veți vedea altfel. O veți vedea altfel. Ca fiind foarte necesar. Pentru că altfel, dacă nu stăteați, vă pierdeați în cine știe ce direcții sau poate nu în alte direcții, dar e suficient doar una să vă ducă prea departe, în atât de departe încât nu vă mai puteți regăsi. Wow! Am avut așa o tresărire. Veți fi puternici. Veți fi transformați. Începeți, ia uitați. Dacă faceți yoga și mai și. Dar vă veți descoperi niște puteri pe care nu le-ați crezut că le aveți. Veți învăța să vă controlați impulsurile. Dacă uneori berbecii mai au această tendință de a fi tiranici, de a urla, de a da cu toate de pământ, nu-s berbec, dar am și eu în casa 10-a berbecului. Da? Însă, veți reuși să manifestați femeia din voi, femeia divină, Doamnelor, că doamnele sunt masculine în principiu, berbecuțele fiind guvernate de Marte, au tendința să fie masculine. Dar, repet, înțelegeți altfel masculinul, sper să vă ajut și eu și pe cine mai ascultați voi, pe cine veți ține aici aproape ca și mare preoteasă, sau ca și temperanță, ghid, înger, arhanghelul Mihail, Gabriel, pe cine cereți, Iisus, eu știu, sau altcineva, da? Dar uitați, preîmpărăteasa, da? Într-un fel sau altul, vă veți atrage perechea divină, dar vă rog frumos, nu vă fixați nici pe zodii, nu anticipați, că nu este nevoie să anticipați și să visați acolo, aici visați, că e casa 12-a visului, aici visați, anticipați, dar ceea ce visați poate să vă țină pe loc sau ceea ce visați vă poate inspira cum să vă dezlegați. Este foarte subtil subconștientul, foarte subtil. Călătoriile în alte dimensiuni sunt periculoase sau foarte necesare. Abia aștept să vorbesc despre filmul pe care l-am văzut când am fost bolnavă. Da, ce mă bucur pentru voi, Doamne ajută. Oh, da, un soi de dreptate, de verticalitate veți manifesta. De înțelepciune căpătată și prin educație, că tot am văzut valetul de monede, și prin educație și prin reușitele pe care le manifestați și prin inspirație divină și căutând. Eremitul caută și el studiază, ține de educație într-un fel sau altul. Când te pregătești pentru un examen, nu te izolezi acolo în bibliotecă, în casă, în camera ta, ca să citești. E ceva de genul ăsta. Un studiu.
E frumos. Nu știu, mie îmi place. Poate că unii aștepta să vedeți ași de cupă, dar nu este important. Vom trăi și vom vedea. Clarifică totuși spânzuratul pentru berbeci și berbecuțe. Pentru prima lună sau, eu știu, prima perioadă poate se extinde. Se poate o carte să se manifeste 2-3 luni și până brusc cele două să se contopească, da? Înțelegeți ce am vrut să zic. Ia, spânzuratul, te rog frumos. Dacă nu, iau eu cartea. O dată, de două ori, de trei ori. Ok, spânzuratul, cine aici? Regina de monede. Regina de monede înseamnă abundență, într-adevăr. Șase de cupe. Aici a fost o luptă, într-adevăr. Este puterea, dar aici o simt ca pe o luptă interioară. Să vă întâlniți cu un anumit personaj cu care v-ați simțit voi familiar, șase de cupe. Poate să fie din copilărie sau poate să fie dintr-o zonă familiară vouă. Însă, aici este, cred eu, așa zic. Poate că unii ați stat fixați lângă o soție, un soț, o mamă, sau o persoană care v-a dat stabilitate, dar a fost o stabilitate prea materialistă, prea pragmatică, prea pământeană. Sau senzația de echilibru a fost provocată într-o relație karmică, într-o poziție în care, repet, s-a sacrificat ceva. S-a sacrificat, să zic, deschiderea către alte dimensiuni. Clarificăm cavalerul de spade. Ia. Cavalerul de spade pentru berbecuți. Să rămân minus, să știu. Da. Nu vrei? Da, las că iau eu. O dată, de două ori, de trei ori. Ah, două au venit. Eremitul și moartea. Dacă a fost tăcere cu cineva, cineva s-ar putea să vrea să încheie această tăcere și să iasă din tăcere, să încerce să transforme o situație. Am văzut eremitul și mai devreme, da? Prin niște, eu știu, discuții, comunicare. Dar nu cred că o să vă placă foarte mult. Vom trăi și vom vedea, poate mai veniți, mai ascultați, dacă mai aveți timp, dacă vă mai aduceți aminte, ceva nu vă va place și veți lăsa în urmă. Mai, ce melodie mi-a venit în... ce vers mi-a venit-o mai acum în minte. O să caut melodia, zice, ce ai omorât, omorât rămâne. Era vorba de... azi noaptea... sau... Era vorba de un băiat mic, copil, adică o persoană imatură, cu alte cuvinte, care a omorât cu praștia, măi, o să caut piesa aia, nu știu cum e, a omorât cu praștia o vrabie, o pasăre. Și pe urmă i-a părut rău că a omorât-o și că a lovit-o și mama îi spunea, asta e, rămâi cu acest sentiment de vinovăție toată viața. Că ce ai omorât, cu alte cuvinte, trebuie să gândești, cavalerul de spade uneori nu gândește cum vorbește. Vorbește, aruncă vorbele sau se manifestă sau acționează și nu-și dă seama ce face. Poate să fie curajos, poate să fie impulsiv, variază. Dar așa simt. Ceva nu, pentru că transformă. Da? Mergeți către transformare. Și mergeți către independență, către creștere spirituală. Da, veți fi pus să alegeți. Doi de monede. Ia, clarificăm și 8 de cupe. O dată. Uite că a venit singură. Asul de cupe. 8 merge către asul de cupe. Vedeți, până la urmă apare și dragostea, da? Este altcineva. 2, 4, 8, da. În primul rând, cu 8 de monede și 8 de monede, da. Poate la locul de muncă întâlniți un suflet pereche, dar nu obligatoriu. Dar poate deja colaborați cu un suflet pereche, într-un fel sau altul. Că eu am văzut o colaborare foarte frumoasă. Și munciți
în această colaborare, să faceți ceva special, nu știu, să creați ceva special. Dar ideea este că asul de cupe, și în subconștient aici am văzut 8 de monede, asul de cupe sugerează vindecare, 8 către 1, duce către 9, vindecarea de această poveste, vei simți din plin că ați lăsat în urmă un capitol în care veți manifesta preîmpărăteasa și veți atrage la un moment dat bărbatul divin, preîmpărăteasa. Veți munci, ia uite, 8 și 9. Veți munci în continuare pentru această eliberare și vindecare și dragoste și stimă, dar repet, în afara egoului, nu că sunteți aroganți, nu că vă gândiți doar la voi, nu. În momentul în care te iubești și te stimezi, nu accepți pe oricine vibrația ta. Clarifică-mi eremitul o dată. De două, de trei ori. Ia uite. Același personaj posibil. Dar judecată, iar cineva va vrea să, da, să se împace cu voi sau voi veți dori, dar eu aș spune că nu. Dacă voi vreți să vă întoarceți, frumoasă a fost prezentarea de mai devreme. Și logică și, nu știu, chiar frumoasă. Bine, aici e valetul, numai e cavalerul. Vedem o carte pe acest valet de spade. Ia uite, 6 de spade. 6 este eliberarea și, ia uite, și temperanța. Mai, odată ce ai parte de curăție și de pace interioară, nu prea mai vrei să manifesti apele tulburi pe care le-ai manifestat cândva. Eu zic că 6 de spade înseamnă că vreți să vă eliberați de discuțiile cu cineva, poate imatur, poate cineva cât timp nu mai discutați, eremitul vă urmărește și vreți să vă eliberați. Vreți să vă eliberați, că aici e temperanța. Vreți să vă eliberați. Da, apare regele de spade. Știu că mulți l-ați visat anul trecut. Hai să vedem totuși. Dar regele de spade pentru mine înseamnă înțelepciune, nu neapărat un personaj cu planete în semne de apă. O dată. De două ori. De trei ori. Asul de monede. Poate că unii dintre voi veți gândi o strategie cum să manifestați, să creați ceva. Interesant, să creați ceva, un produs, să creați ceva. Dar magicianul. Dar trebuie să alegeți între iluzie și realitate. Așa simt. Între iluzie și realitate. Mare grijă. Anul ăsta este foarte... Nu, eu nu-l văd așa cum îl văd alții. Îl văd altfel și abia aștept să vă explic cum îl văd eu. Și știu că am și eu îngerii mei care mă inspiră destul de bine. Clarificam mare preot. Dar, doi de spade, eu. Trebuie să alegeți. Trebuie să alegeți. Iar regele de monede, împărăteasa și regele de monede, creșterea, să zic, sau ați visat să fiți soția acestui bărbat, unele dintre doamne ați dorit, v-ați fixat pe chestia asta, dar împărăteasa și regele de monede îmi sugerează o abundență, repede, despre care am mai vorbit mai devreme, pur pământeană. Ceea ce nu e obligatoriu să manifeste împăratul. Împăratul are, da, de vot, un imperiu de protejat. Are o împărăteasă de protejat. Dar este mult mai largă împărăția sa decât a regiului și reginei de monede. Este, și nu doar, fiind arcană majoră, este foarte spiritual. Nu uitați că împăratul este între împărăteasă și marele preot. Deci are potențial de a manifesta abundență, îndreptate. Iar, vorbesc mai mult principial. Dar asta e. Cui place să asculte, cui nu? Hai să clarificăm și puterea.
odată. Pentru verbe curs. Verificăm puterea. Vii singură sau te iau eu? Ia. Odată. De două ori. De trei ori. 7 de bâte. Asta e 7 de bâte. Învățați să puneți și 7 de spade. Interesant. Sunt niște minciuni pe care începe să le depistați. Niște strategii ale unora. Da? De care până la sfârșitul anului veți ști cum să vă să le blocați, cum să vă apărați, pentru că veți avea deja putere. Dar o veți face într-un mod foarte, aș spune eu, unii dintre voi, evident. Foarte nobil. Nu tiranic, nobil. Și am zis, împăratul nu e obligatoriu să fie tiran. Tiran este când este invers. Vreți să clarific împăratul? Haide să clarificăm și împăratul. Hai, totuși. Clarificăm împăratul. Dar mie mi-a plăcut ce am primit până acum ca și mesaj. O dată, de două ori, de trei ori. Judecata este renașterea voastră. Renașteți. Dragii mei, nu uitați, pentru cei care mai citiți Biblia, știți că există o altă împărăție care e pe cale să vină. Acolo vom fi cu toții împărați și împărătese. Asta e. 8 de bâte. Comunicarea cu cineva vă renaște, vă ridică, vă dă stabilitate și vă dă, repet, noi orizonturi. Așa simt. Ok, știu că vreți și Marea Preoteasă. Hai să vedem. Marea Preoteasă. Odată. De două ori. De trei ori. Ia să vedem. Da. Transformarea voastră spirituală. Iar temperanță, iar curățare. Oamenii care se ascund de voi, îi lăsați în pace. Ideea este că în... Măi, sunteți, veți fi în anul care vine, da? O veți transforma. Repet, veți descoperi niște aspecte spirituale ale voastre despre care poate nu știți. Energia generală pentru berbeci. Și dacă nu vă place, voi invidioșilor, cei care aveți de-a face cu berbeci, soare, lună, Venus, ascendent, este problema voastră că nu vă place. Eu le urez, ia uite, 7 de cupe, 7 de spade, aici este niște minciunele sau autosabotaj. Minciune ne pune, spune și noi când nu deschidem cartea și o citim după aspect, da? După copertă, nu deschide cartea, nu vedeți că nici nu se uită la carte. Cartea poate să fie o carte divină sau sufletul cuiva sau personalitatea cuiva, da? N-ați deschis personalitatea cuiva pentru că v-ați grăbit și v-ați păcălit singur. De ușor să zici că cineva m-a păcălit. Nu. Dacă n-ai avut răbdare să citești până la ultima filă, până la ultimul capitol, cartea, personalitatea respectivă, te-ai păcălit singur. E ușor să dai vină pe altul. Și vorbesc la modul general, nu neapărat că vorbesc cu voi, dar vorbesc la etalarea voastră pentru că așa am fost inspirată. Da? Și știu că și eu m-am păcălit. Adică nu sunt exclusă. Ca să ajungi la o înțelepciune, treci prin păcăleli, prin perioadă de studiu, prin durere, da? Și 7 de cupe, confuzii. Confuzii, uite, cineva v-a ținut pe loc sau voi ați stat pe loc, fixați într-o anumită idee. Că... Mai dăm o carte. Aveți încredere, eventual, în mama divină, în energia feminină divină din voi. Mai dăm o carte pentru berbecuți. Uf, ce frumos knowledge, că tot am vorbit de cunoaștere. Iar este un nou. De cunoaștere, măi. Am început cu valetul de monede. Cunoaștere. Aceasta este adevărata comoară 10 de monede. Cunoașterea, știința, înțelegerea, înțelepciunea n-are cum să vină fără cunoaștere. Mesaje de la înțel pentru berbeci și berbecuțe, evident. Soare, lună, Venus, ascende nodul nord în berbec, dar în special soare. Eventual și ascendent. Soare și ascendent. Restul rămâne de văzut cum se vor manifesta. Sfaturi. Ups! Ia să vedem.
Alege dragoste, alege dragostea față de tine, oamenii care manifestă dragoste, oamenii care sunt blânzi, dragostea nu înseamnă asul de cupe, nu e asul de monede, evident, nu e dragoste, nu e poftă trupească, este dragoste, emoție, sensibilitate, romantism, hrană emoțională, spirituală. O nouă dragoste, da? E o nouă dragoste. Felicitări, vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Numai bine, pa, pa! Hai!